Bine ai venit, Ștefania! Bine te-am găsit, Vali! Nu ești deloc pudică. De unde vine această putere? Pentru că eu cred că este o putere în ziua de azi să nu fii pudic. Mă, puterea asta am avut-o din totdeauna. Am fost un copil destul de pudic, adică chiar mi-a fost rușine de corpul meu. Nu puteam să mă uit în oglindă la mine. Nu. Serios? Da. Când am făcut prima dată sex cu iubitul meu, am făcut pentru Neric. Deci, da, n-am avut niciodată încredere în corpul meu și să-mi arăt vreodată corpul. Pot spune că puterea asta am primit-o de la mama iubitului meu, care, când mă schimbam, mi-a zis că de ce port sutien? Și am zis, pentru că așa e normal să port sutien ca fată. Și mi-a zis, mă, nu ai de ce, pentru că, pai, sunt frumoși, ești încă tânără, încă ești în creștere, lasă-i liberi. Și eram, cum adică să-i las liberi? Cum să-mi vadă lumea, mie, sânii prin tricou, prin haine? Da, și m-a scos forțat din casă, fără sutien și într-o rochiță, ceea ce pentru mine era nefamiliar, și am realizat atunci că am foarte multe gânduri în care mă judecam și mă gândeam, mamă, ce spune asta care m-a văzut? Mamă, ce spune, da, lumea? Oare ce a gândit ăsta care s-a uitat urât la mine? Oare ce a gândit femeia asta care a strâmbat din nas? Adică eram foarte preocupată de ce crede lumea și ce gândește lumea și niciodată de cum mă simt eu. Până când, odată la 21 de ani, am zis, fuck it, hai să mă simt și eu bine. Am început să mă îmbrac în haine mai colorate, în haine mai legere, să port și fuste, pentru că niciodată nu m-am simțit sigură de picioarele mele, pentru că sunt slabă. Și faptul că mă simțeam bine și totuși nu-mi păsa, am început să văd o schimbare și în jurul meu, că oamenii observau că sunt super, nu știu, confident în tot ce înseamnă. Da, da, eram... A, nu, ți-e rușine, eram gen... Și? Ce se întâmple? Nu, ție că poate să uite lumea, nu știu cum, că poate gândește la ceva despre tine. Și eram gen... Nu, nu, nu mă interesează ce gândește, e problema persoanei respective. Și da, așa am devenit o persoană care nu mai este pudică, de la extremă la alta. Asta și în contextul în care tu ești jumătate de o etnie alta decât, da, cea română. Ce origine ai tu? Iraniancă. Ei sunt persani, ceea ce pentru ei e o jignire dacă le zici că sunt arabi. Și am stat acolo 6 ani jumătate, cred că. Și acolo am experimentat ce înseamnă să-ți acoperi corpul. Poate traumele mele chiar vin de acolo. Ce înseamnă să nu existi, adică practic pentru simplu fapt că te naști femeie, nu contezi, nu ai nicio valoare. Da, nu ai nicio valoare, nu poți să votezi, nu poți să ai o decizie, nu poți să ai un argument, adică tu practic nu ar trebui să existi. Trebuie doar să pur și simplu să care este cuvântul? Procreezi. Să procreezi, da, și să te supui. Și am fost oaia neagră a familiei, adică trăind în România, când m-am născut aici, văzând ce înseamnă libertatea, pentru mine acolo a fost ceva groaznic, a fost iadul pentru mine și nu am vrut niciodată să mă supun, adică eram, mă, eu sunt copil, eu sunt fată, ar trebui să mă joc și cu băieții, ar trebui să pot să copilăresc. Și da, nu m-am supus, adică am fost contra tot ce însemna religia lor, cultura lor, nu am fost de acord niciodată. La ce vârstă ai fost prima oară conștientă de corpul tău? În 2021, cred că, sau în 2022. Nu e o vârstă foarte... 24-25. Ok. Adică de curând.
Credeam că sunt conștientă de corpul meu, credeam că faptul că ești confident în corpul tău și asta este tot, dar am realizat că ca să fii conștient de corpul tău nu înseamnă doar, bă, mă simt bine în corpul meu. Fizic. Da, înseamnă mult mai mult de atât. Înseamnă să fii recunoscător, recunoscătoare pentru că ai un corp, pentru că te susține, pentru că te trezești în fiecare dimineață, că poți să dormi, că poți să gândești, că poți să iei niște lucruri de pe masă, că poți să mergi, adică toate funcțiile astea pe care ți le dă un corp. Pe care noi le luăm for granted. Exact. Asta înseamnă să fii conștient de corpul tău și să îi mulțumești pentru toate astea și să alegi în fiecare zi totuși să îi oferi ceva mult mai bun decât te-ai oferit până atunci, că sunt atât de multe lucruri pe care le băgăm în corpul nostru sau, nu știu, de la mâncare nașpa, de la faptul că nu dormi, de la faptul că te stresezi, de la droguri, alcool, orice, și totuși corpul e acolo și încă te ține și te susține și e gen luptă pentru tine. Și ar trebui să fim mai recunoscători pentru tot ce faci corpul pentru foarte, noi. Foarte frumoasă lecția asta de recunoștință pentru propriul corp. Foarte rar am auzit chestia asta. Felul în care arătăm a fost de multe ori subiect de discuții, de insulte, de agresiuni. Ai trăit vreodată un episod de genul ăsta? Da. În Iran, tot a început cu Iran, m-am mutat acolo. Copiii de acolo nu m-au acceptat niciodată pentru simplu fapt că eram jumătate româncă. Adică nu cred că era neapărat ceva de cum arătam, pe cât de unde aparțineam și faptul că eram jumătate. Și totuși îmi doream să mă întorc în România ca să experimentez din nou acea libertate, că oamenii sunt mai open-minded, că o să mă accepte așa cum sunt, că iranienii sunt nașpa și că românii mei o să mă iubească. Și m-am întors în România și totuși a fost mai nașpa, pentru că românii au început să facă mișto de românii, nu pot să-i pun pe toți în așa joală, experiența mea cu oamenii. Când m-am întors în Telorman, acolo am făcut eu liceul și generala, și copiii erau răi. Adică făceau mișto de faptul că sunt jumătate iraniancă, altă problemă în România era invers, de faptul că sunt slabă, că nu o să mai ia nimeni, că o să mor virgină, că sunt prea slabă ca să pună mâna cineva pe mine, că nu am forme, că nu am sân, că n-am fund. Știu că la 14 ani a fost o discuție în care un băiat care era mai mare decât mine a zis de față cu mine că sunt atât de slabă pentru că fac foarte mult sex. Și eu eram genul de copil care niciodată nu spunea nimic, am fost un people pleaser. Eram, bă, lasă-i să creadă ce vor, lasă să nu rănesc eu, pentru că știu ce înseamnă să rănești pe alții, pentru că eu am fost rănită la rândul meu și preferam să nu spun nimic. Să nu cumva să simtă nu știu ce emoție negativă, lasă-i în pace. Dar faptul că nu spuneam toate chestiile astea mă durea. Le țineam în mine. Interiorizai, clar. Da, și le-am ținut cam toată viața până la vârsta de 21 de ani în mine, până am realizat că nu trebuie să accepți orice și nu trebuie să mulțumești pe toată lumea și oricum lumea o să te judece, lumea o să facă mișto de tine oriunde te-ai duce, orice îi face, orice îi spune, fie că ești călugăriță sau, nu știu, ești sex worker sau orice, adică lumea o să aibă mereu ceva de spus despre tine. Cum ai reacționat dacă, de exemplu, la vârsta de 15 ani te-ai confruntat cu o situație de bullying pe orice domeniu, dar cu experiența de acum? Ce ai face? Ce ai fi făcut? Adică cu mintea de acum? Exact. Nu aș accepta. M-aș apăra cu orice aș avea, pentru că nu mi se pare corect ca oricine din lumea asta să întreacă limitele mele, my boundaries.
Pentru că am muncit să mi le setez și cât pot duce și cât pot să accept. Și da, nu mai las să accept orice și să facă lumea ce vrea cu mine. Adică ofer respect, ofer la rândul meu înțelegere. Dacă ai nevoie de, nu știu, spațiu personal, de timp liber cu tine, de înțelegere, de o îmbrățișare, înțeleg și ofer. Și la rândul meu vreau să fiu respectată în același fel. Când ai plâns ultima oară? Cred că săptămâna trecută. De bine sau de rău? Nu pot să zic că plânsul pentru mine este de bine sau de rău. Pentru mine plânsul înseamnă eliberare, adică vulnerabilitatea și sensibilitatea sunt o calitate pentru mine. Adică sunt calitatea mea, nu știu dacă asta e pentru toată lumea. Și folosesc plânsul pentru eliberare, fie că este o emoție pozitivă sau negativă, trebuie exprimată. Și eu dacă le țin în mine, la un moment dat pot să explodeze și poate fi mult mai rău, poate, nu știu, poate să ajungă să fie o boală, poate să ajungă să fie într-un moment în care nu ar trebui să reacționez și iese nașpa și prefer să stau cu emoțiile mele și să mi le exprim. Îți dorești copii? Da. Mi-am dorit să fiu o mamă tânără. Asta e inspirație din partea mamei mele, pentru că mama a fost... Nu vreau să numesc sacrificiu, pentru că, pe la urmă, fiecare alege drumul și ajunge într-un punct în care poate este greu și trebuie să facă niște alegeri care noi le vedem ca niște sacrificii. Dar mama a făcut foarte multe alegeri și ne-a pus pe noi, pe mine și pe fratele meu, ca prioritate pe primul loc și s-a lăsat pe ea. Și iubirea ei față de noi, nu știu, e atât de mare, e iubire necondiționată, nu pot să o exprim. Și ofer și eu asta oamenilor din jurul meu, prietenilor și familiei. Și la rândul meu vreau să ofer asta copilului meu. Și mi-am dorit întotdeauna să fiu o mamă tânără, dar cu cât am înaintat în vârstă am realizat că nu eram pregătită. Pentru că mereu am avut chestii nerezolvate și am realizat că dacă aș fi adus un copil atunci pe lume, poate mi-ar fi fost mult mai greu și poate aș fi pus asupra lui bagajele mele emoționale. Dar da, pentru viitor îmi doresc copii. Ce parte a corpului tău consideri că este cea mai frumoasă și cea mai urâtă sau mai puțin frumoasă? Nu pot să zic că am o parte preferată, pentru că, cum am zis, sunt recunoscătoare pentru tot corpul meu. Dar cea mai puțin plăcută este nasul. Pentru că mi l-am spart când era în clasa 12-a și am deviații de sept și se vede puțin strâmb. Dar, again... E ok așa cum e. E ok așa cum e, dar în același timp vreau să și îl îndrept. Adică sunt recunoscutare pentru el, dar nu vreau nici să-l schimb prea tare încât să nu mai fie ce era înainte. Vreau doar să-l repar. Atât, dar nu am o parte preferată. Și nu preferat. Mi-ai spus de cea mai frumoasă parte. Cea mai frumoasă parte, ceea ce observ și la alții, pentru mine este zâmbetul și ochii. Adică, pentru mine, ochii exprimă mult mai multe decât tot corpul. Adică, fie că ai o zi nașpa și încerci să zâmbești fals, se vede în ochii tăi că nu ești ok. It's in the eyes, Chico. Da, da. Ce crezi că ajută cel mai mult o femeie să-și conștientizeze și să-și iubească propriul corp? Eu am o rutină. Nu știu dacă o să funcționeze asta la toată lumea, dar după ce meditez, nu fac des, nu e o chestie
zilnică, că toată lumea zice, ha, trebuie să meditezi des, să ai ori la care te trezești, nu știu ce, să faci asta ca să devii. Nu, așa cum simți tu în ritmul tău. Dacă simți că, bă, astăzi vrei să mănânci prostii, dulciuri, nu știu ce, mănâncă. Dacă asta simți tu, decât să opui rezistență să nu faci chestia asta, mai bine fă-o. Pentru că oricum te stresezi corpul să nu faci chestia asta, trebuie să vină treptat totul. Și când meditez, am chestia asta în care devin conștientă de corpul meu și îmi mulțumesc. Mulțumesc capului că, nu știu, că am un craniu foarte tare și îmi ține creierul. Creierul care, la rândul lui, are toți nervii ăștia. Eu am și o glumă. Eu îi mulțumesc capului pentru că altfel mi-ar ploua în gât. Știi asta? Mulțumesc mâinilor pentru că pot să ating, că pot să îmbrățișez, că pot să simt pielea oamenilor. Picioarelor, că mă susțin, că pot să merg, că pot să mă îndoi, că pot să dansez, că pot să mă descalc și să simt iarba, pământul. Organelor interioare, inimii, că bate necondiționat. Plămânilor, că respiră aerul, inspiră, te ține în viață. Rinichilor, adică o să găsești pentru fiecare parte a corpului tău ceva pentru care să-i mulțumești. Și odată ce faci chestia asta, prima dată o să plângi, pentru că realizezi că tu niciodată n-ai fost conștient de corpul tău și că nu ai mulțumit niciodată pentru tot ce a făcut de-a lungul anilor pentru tine, dar odată ce începi să faci chestia asta, o să fii mult mai conectat cu corpul tău și o să simți orice chestie care se întâmplă, dacă, nu știu, ceva nu-ți place, nu știu, energia unei persoane este nașpa, o să simți în corpul tău și o să ai răspunsurile mult mai repede decât atunci când, dar oare... De ce mă doare burta? Mamă, dar dacă stau să mă gândesc, mă doare de 2 săptămâni. Dacă ești conștient de ce ai mâncat acum 2 zile și că a fost un căcat de mâncare, că, nu știu, ai ales tu să te duci să bei cola și KFC și tot așa, și peste 3 zile, mamă, doare burta, oare de ce să mă simt balonat și nu știu ce, dar oare de ce sunt constipată? O să realizezi că sunt fix alegerile tale pe care le-ai făcut tu acum 3 zile. Și în momentul ăsta ai consecințele. Dacă ai putea să dai o singură lege în România, care ar fi asta? Despre ce ar fi? Cum ar suna? O lege? Wow! Nu prea sunt cu părțile astea. Adică nu prea mă asociez. Spune-mi o pedepsă, de exemplu. Nu vreau, nu sunt de acord cu pedepsele. Nu sunt de acord nici cu o recomandare. O recomandare? Să se facă proiecte sau să se bagi în școli chestii care țin mai mult de inteligența emoțională, pentru că ne axăm foarte tare pe rațiune și devenim robotizați. Și ce ne face pe noi unice sunt, nu unici și unice, sunt emoțiile noastre, cum le simțim, cum le exprimăm și tot așa. Și în școli s-a ajuns în punctul în care, chiar am citit o chestie, că copiii înainte să ajungă în școli sunt toți diferiți, sunt toți unici, pentru că sunt creativi, fiecare vede viața în felul lui, prin ochii lui, prin prisma lui, și după 12 ani de școală doar 2% mai sunt diferiți. Wow. Pentru că toți primesc aceeași informație. O alienare, de fapt. Uniformizare. Da, e practic un bagaj de informații care poate nu-i trebuie chiar toată informația respectivă și ajunge după 12 ani în care ești în, ok, și acum ce fac? Și mie ce-mi place, dar ce aș vrea să fac? Dar cum pot să iau decizii? Și plus, educație financiară. Să se bage ai dat deja 2 legi, vezi, spuneai că nu te vezi. 2 legi foarte importante, extraordinar de importante. Da, inteligența emoțională și educație financiară. Dacă ai vedea pe stradă o adolescentă că este agresată, verbal, pentru început, de niște băieți, okay, ce-i face? Cum ai reacționa? Depinde de context, pentru că
De multe ori am observat că oamenii se complac în situații și sunt fete care asta fac ele, adică au permis până la un anumit punct băieților respectiv să ajungă în punctul în care să fie agresată. Nu agresată fizic, nu sunt de acord cu chestia asta, dar verbal. Și analizez situația să văd dacă trebuie neapărat să mă bag, dacă fata respectivă sau femeia respectivă chiar e într-o situație în care nu cunoaște persoanele respective, nu sunt prieteni, nu nimica și este agresată, sau este un grup de prieteni care își permit și ea la rândul ei îi acceptă și, nu știu, înjură la rândul ei și tot așa. Dar, în general, cum am spus, am fost people pleaser și mereu am luat apărarea oamenilor. Când văd oameni care țipă, și eu sunt vulcanică, dar la fel vine dintr-o zonă în care și cu mine au fost oamenii foarte vulcanici și agresivi și de multe ori reacționez din automatizare sau cum se zice... Instinct de autoconservare. Da, așa. Și nu sunt conștientă. Dar, în general, am luat mereu apărarea când, nu știu, cineva țipă la o persoană și văd că nu știe cum să gestioneze sau este agresată și, nu știu, intră într-o stare de panică, mereu mă bag. Dar de cele mai multe ori am observat că oamenii acceptă și eu mă bag degeaba. Ce sfat ți-ai fi dorit să fi primit de la mama ta la o vârstă foarte fragedă? Ce înseamnă foarte fragedă? 10 ani. Mama întotdeauna mi-a dat sfaturi și a fost acolo pentru mine și mi-a dorit tot binele. Deci nu aș vrea să-mi dea vreun sfat în plus, adică dacă m-aș întoarce în timp, nu aș vrea să-mi dea niciun sfat în plus, dar niciun sfat în minus. Pentru că sfaturile pe care mi le-a dat și eu totuși le-am opus rezistență pe atunci pentru că nu înțelegeam sau mintea mea de copil nu avea capacitatea de a absorbi acea informație, am realizat când am avut eu trezirea asta de a deveni conștientă de tot și că problema sunt eu și nu cei din jur și cât accept eu și cum reacționez eu și tot așa, când am stat și m-am gândit, m-am întors la ce mi-a spus mama dintotdeauna și am zis, a, ok, deci asta spunea mama când zicea, ce gândești aia atragi, nu mai gândi nu știu cum, că asta atragi, emoțiile tale ce simți tu în interior, aia o să vezi și în exteriorul tău. Și eu ne-am zis, mă, ce are mă femeia asta, e nebună, nu înțeleg ce vrea să spună. Poate nu avea ea resursele necesare încât să-mi explice pentru mintea mea de copil să înțeleg. Plus că eram și adolescentă pe atunci și când îmi zicea aia toate chestiile astea. Și nu înțelegeam, pentru că eram prea mult închis în mine și în capul meu și în gândurile mele și în tot ce experimentam atunci. Și da, n-am înțeles. Am înțeles în momentul potrivit, adică totul se întâmplă și se așează așa cum trebuie să se întâmple. Nu ai nevoie niciodată de ceva mai mult sau de ceva mai puțin. Maktub. Ce înseamnă asta? Maktub înseamnă că ceea ce a fost scris se întâmplă și se va întâmpla. Da, sunt de acord. Ștefania, îți mulțumesc foarte mult pentru curaj, în primul rând, pentru felul în care ești. Mulțumesc. La fel de în primul rând, este foarte important să existe oameni ca tine, este foarte important pentru cei din jur să aibă un exemplu în oameni ca tine, iar tu ești un exemplu foarte, foarte bun, atât pentru tine, dar și mai important pentru cei din jurul tău, pentru adolescentele care poate sunt pierdute sau poate nu au o ancoră. Și atunci ceea ce ai spus tu în acest interviu poate fi o ancoră foarte bună și o speranță foarte bună și o educație foarte bună. Iar pentru asta eu îți mulțumesc. Mulțumesc și eu. Eu n-am avut ancora asta. Adică o căutam mereu și mi-aș fi dorit să am oameni de care să mă agăț și să mă salveze și m-am salvat singură. Deci E o vorbă, fii în lume ceea ce vrei tu să vezi, știi? Nu, cum era? Nu, fii ceea ce vrei să vezi în lume. Și asta am devenit. Ce am vrut să primesc de la viață și de la oameni, mi-am oferit eu și la rândul meu ofer altora.
Ești o fată extraordinară, îți mulțumesc. Mulțumesc și eu.